inundațiile fac prăpăd în Turcia, în zona de coasta Mării Negre. În localitatea Inebeliu, un pod a fost pur și simplu smuls de șuvoaiele de apă revărsate. 6 provincii sunt complet sub ape și sute de oameni au fost evacuați. Climatologii turci atrag atenția că inundațiile sunt și rezultatul creșterii temperaturii Mării Negre, care a cauzat precipitații mai abundente. În Olanda, o persoană a murit și 14 au fost rănite într-o tornadă care s-a produs în sud-vestul țării. Sunt pagube materiale semnificative. Este cea mai violentă tornadă prin care trece Olanda în ultimii 30 de ani. Italia se luptă cu un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă a anului. Sunt temperaturi record în toate provinciile, iar seceta face prăpăd. Sunt zone în care nu a mai plouat de 120 de zile. Autoritățile locale cer populației să folosească apa cu mare zgârcenie. Che il caldo che maggio e giugno ha fatto non è quello usuale, insomma, qui stiamo già a 40 gradi a giugno, prevedo un luglio-agosto terrificante, poi non c'è l'acqua, la siccità, sono problemi seri. Căldură neobișnuită și la Moscova, 32 de grade. Locuitorii capitalei ruse nu-și amintesc să mai fi fost așa de cald la final de iunie. Temperaturi de foc în Japonia, cea mai afectată e zona Tokyo. Sistemul de electricitate e supraîncărcat, toată lumea stă cu aerul condiționat pornit și în aceste condiții se produc întreruperi de curent. Oamenii sunt sfătuiți să facă economie cât mai mult posibil și atunci când aerul condiționat e pornit, să renunțe la alte aparate care consumă curent.